But the manifestation of the Spirit Dar manifestarea Duhului is given to each one for the common good. Este dată fiecăruia spre folos. For to one is given through the Spirit, fiindcă unuia este dat prin Duhul, the word of wisdom, cuvântul de înțelepciune, and to another the word of knowledge, altuia este dat cuvântul de cunoaștere, through the same Spirit, prin același Duh, and to another faith by the same Spirit, și altuia credința prin același Duh, to another gifts of healing by the same Spirit, iar altuia darul de vindecare prin același Duh. And to another the working of miracles. Și altuia lucrarea miracolelor. And to another prophecy. Și altuia profeția. So in May we started looking at the gifts of the Holy Spirit. In May? Yeah. În luna mai am început să studiem darurile Duhului Sfânt. We looked at what are they? Și am văzut ce sunt ele. Why do we need them? De ce avem nevoie de ele? And how we can make them a part of our daily lives. Și cum putem face să avem parte de ele în viața noastră de zi cu zi. We've practiced some of the gifts here in church. Am practicat chiar unele dintre daruri aici în biserică. And I know some of you have practiced them out in the world. Și știu că unii dintre voi le-ați practicat chiar și afară. At work. La serviciu. In the parks. În parcuri. With your neighbors. Cu vecinii. With your family. Cu familia. And I'm really encouraged about what God is doing. Eu sunt chiar încurajat de ceea ce face Dumnezeu. That He's growing us. Că El ne crește. He's teaching us. Ne învață. How to walk in communion with Him. Cum să umblăm în comuniune cu El. And how to be effective in the calling He has for us. Și cum să fim efectivi în chemarea pe care El o are pentru noi. And this morning I want to look at one of my favorite of these gifts. În dimineața aceasta vrem să ne oprim asupra unuia dintre darurile preferate ale mele. And it's one that has been really important in my life. Unul care a fost foarte important în viața mea. That has helped me to follow God's plan for me. Care m-a ajutat să urmez planul lui Dumnezeu pentru mine. And it's a gift I believe God wants each of us to grow stronger in. Și cred că este un dar în care Dumnezeu vrea pe fiecare dintre noi să ne crească, să ne facă mai puternici. We're going to look at the gift of prophecy today. Astăzi ne oprim la darul profeției. And I want to try to answer 5 questions. Și vreau să încerc să răspund la 5 întrebări. Number 1. Numărul 1. What is the gift of prophecy? Ce este darul profeției? Number 2. Numărul 2. Could I be a prophet? Pot și eu să fiu profet? Number 3. Numărul 3. What if I prophesy falsely? Ce s-ar întâmpla dacă eu aș spune o profeție falsă? And number 4. Numărul 4. Will God take control of me? Dumnezeu va lua controlul asupra mea? So let's look at the first one. Haideți să începem cu primul. What is the gift of prophecy? Prima întrebare. Ce este darul profeției? When I was a new Christian, când eram creștin la început, I had no idea about what prophecy meant. Chiar nu știam nimic despre ce înseamnă profeția. But what I thought, ce credeam eu, was that it was someone who predicted the future. Era că profeția înseamnă ceva, prezicerea viitorului. Like the French man Nostradamus. Precum a făcut Nostradamus, francezul. It's true that sometimes God can give you a message about the future. Este adevărat că uneori Dumnezeu îți poate da un mesaj despre viitor. But most prophetic words are not that. Dar cele mai multe cuvinte profetice nu se referă la viitor. When I was young, când eram tânăr, I also thought that prophecy was only about coming judgment. Credeam de asemenea că profeția înseamnă despre judecata care vine. And like saying the end is near. Cum ar fi sfârșitul este aproape. But the more I read the Bible, dar cu cât am citit Biblia mai mult, the more I walked with God, cu cât mai mult am umblat cu Dumnezeu, I realized that's not what most prophecy is. Mi-am dat seama că profeția nu se referă neapărat la lucrul ăsta. Sometimes a prophetic word is about coming judgment. Uneori cuvântul profetic se referă la judecata viitoare. And many prophetic words give direction and guidance. Și multe cuvinte profetice ne dau călăuzire. But most do not involve any judgment. Dar cele mai multe dintre profeții nu se referă la judecată. Also, when I was a young Christian. De asemenea, când eram creștin la început, my idea of prophecy was like this. Ideea mea despre profeție era cam așa.
In the middle of the church service, în mijlocul serviciului divin la biserică, the pastor or someone in the church, pastorul sau cineva din biserică, would shout out, ar striga dintr-o dată, "Thus saith the Lord." Aceasta spune Domnul. And then he'd start saying different prophetic words. Și apoi să înceapă să spună cuvintele profetice. Many prophetic messages can come like that. Multe cuvinte profetice pot să vină în felul acesta. It can be a loud shout. Ele pot fi un strigăt puternic. But not all of them are like that. Dar nu toate sunt așa. They can be written on a piece of paper. Ele pot fi scrise pe o bucată de hârtie. You could record it in a video. Le poți înregistra. You can sing a prophetic word. Poți să cânți o profeție. You could pray a prayer that's a prophetic word. Poți să rostești o rugăciune care să fie un cuvânt profetic. You can share a prophetic word quietly with someone in private. Poți de asemenea să împărtășești un cuvânt profetic cuiva în liniște. So what is a prophetic word? Ce este un cuvânt profetic? Or a gift of prophecy? Sau darul profeției. Here's my definition. Iată definiția mea. It's any time the Holy Spirit este de fiecare dată când Duhul Sfânt gives a message, dă un mesaj to an individual believer, unui credincios, that he is then expected to tell others. Pe care el, Duhul Sfânt, se așteaptă ca acest credincios să împărtășească altora. So not every message God gives you, nu orice mesaj pe care ți-l dă Dumnezeu, is meant to be told to everyone else. Este destinat a fi spus tuturor celorlalți. But when he tells you something, dar când el spune ceva, and then he says, "Tell other people," și apoi el spune, rostește altor celorlalți oameni, that's a gift of prophecy. Asta este un dar al profeției. And I want us to look at the words used in the Bible. Vreau să privim un pic la cuvintele folosite în Biblie. And usually I discourage people from doing this. De obicei descurajez pe oameni să facă asta. Because if you don't know Hebrew or Greek, pentru că dacă nu știi limba greacă sau evrească, then you can end up coming up with strange conclusions. Atunci poți să sfârșești având concluzii eronate. That aren't at all in the Bible. Care nu sunt biblice. But in this particular case, dar în cazul acesta particular, when we look at the Hebrew word, când privim către cuvântul evreiesc, I think it helps us to understand how the Holy Spirit works. Cred că asta ne ajută să înțelegem cum lucrează Duhul Sfânt. So the Hebrew word is nava. Deci cuvântul evreiesc este nava. And it originally meant, și la origine însemna, to cause to bubble up. Să provoace ceva care like bubbles in water to rise. Sunt bule care se ridică, cum să zic. Ceva în genul acesta, așa. So scuze. It meant it was something that would rise up. Ceva ce se ridică, cum sunt bulele în apă. Bulele de aer care se ridică deasupra în apă. And later it was used, mai târziu acest cuvânt a fost folosit, to talk about someone who is speaking lots of words. Cu referire la o persoană care vorbește multe cuvinte quickly, repede, and as if he's full of emotion, ca atunci când omul are multe emoții, or he's full of passion, sau are plin de pasiune, and he's under the influence of the Holy Spirit, și se află sub influența Duhului Sfânt, like all these bubbles of words coming out, și multe cuvinte așa precum bulele de aer ies din gura lui. A prophetic word comes like this. Un cuvânt profetic vine astfel. Where you get a sense of something inside. Începe prin a avea, a simți ceva în lăuntru. Something in your heart. Ceva în inima ta. And then it comes to the surface. Care apoi iese la suprafață. And then almost as if it's alive. Și aproape că acel ceva este viu. And spontaneously coming to your heart. Și vine spontan așa dintr-o dată în inima ta. And then as you speak it forth,
Și apoi pe măsură ce vorbești, ce rostești? It's like those bubbles of water coming to the surface. Acel ceva devine precum aceste bule de aer care ies la suprafață. Like think of a bowl of water. Gândiți-vă la un vas cu apă. Or a pot of water. Sau o cană cu apă. And you have fire underneath and you're heating it up. O oală cu apă și dedesubt este foc. And you look inside the water at one point. Și privești la apă care până la un punct. And you see these little bubbles forming on the bottom of the bowl. Pe fund acolo încep să se formeze niște bule mici de aer. And then as you continue to keep that pot on the fire. Și pe măsură ce ții vasul acela cu apă pe foc. Those little bubbles of air start to rise. Acele mici bule de aer încep să se ridice. And then if you keep that on the fire. Și dacă lași în continuare vasul pe foc. Pretty soon it starts boiling. Curând apa va începe să fiarbă. And it's almost like the air is alive. Și aproape că aerul de acolo care se formează e viu. The Holy Spirit when he gives a prophetic word. Duhul Sfânt când dă un cuvânt profetic. He often begins very quietly. El începe lucrarea aceasta într-un mod foarte liniștit. Where you just have a sense of something in your heart. Începi să ai să simți ceva în inimă. Like that little bubble of air in the pot. Precum acele mici bule de aer care se formează la început în apa din oală. And then when you speak that word forth or that image. Și când începi să rostești cuvintele acelea pe care le ai pe inimă. Or when you say the picture he gives you. Sau când începi să descrii imaginea pe care ți-o dă el. Or you say the verse that's in your heart. Sau să spui versetul pe care l-ai în inimă. Or the feeling you have. Sau simțirea, emoția pe care o ai. Or the idea. Sau ideea. Then it's like turning up the heat a little bit. Este ca water. Atunci când crește căldura acolo în apă. And then the Holy Spirit comes with more words. Și Duhul Sfânt atunci adaugă mai multe cuvinte. And more ideas. Și mai multe idei. And then pretty soon it's like you're saying things that are beautiful. Și curând începi să spui cuvinte care sunt frumoase. And full of wisdom. Și pline de înțelepciune. And you're not even thinking about it. Și tu nici măcar nu le conștientizezi. It's like they're coming alive. Ele parcă prind viață. But you take the step of faith. Dar tu pășești prin credință. And where you have to you start with that small idea in your heart. Faci lucrul acesta prin credință. Începi cu acea idee mică din inima ta. And then you speak it out. O rostești. And then the Holy Spirit comes with more. Și apoi Duhul Sfânt aduce mai mult, adaugă. So what is a prophetic gift of prophecy? Deci ce este darul profeției? It's when the Holy Spirit gives you a message. Este atunci când Duhul Sfânt îți dă un mesaj. And it begins as just a little thought or a word. Care începe ca un mic gând, o mică idee. And then he tells you, share this with someone else. Și el îți spune să împărtășești asta altcuiva. Could you be a prophet? Ai putea să fii și tu profet? Well, when I was 19 years old, când aveam 19 ani, I became a member of a church. Am devenit membru în biserică. And it was not much bigger than us. Și nu era cu mult mai mare decât a noastră. And this church had a tradition that we keep today. Și biserica aceea avea o tradiție pe care o ținem și noi astăzi. When a person became a member, când o persoană devine membru, then all the elders would pray for him. Atunci toți elderii, toți bătrânii adunării se roagă pentru el. And then they would wait and hear prophetic words from God for him. Și ei rămân în așteptarea unor cuvinte profetice pentru acea persoană. And I had just started believing in God. Eu abia începusem să cred în Dumnezeu. And I had just learned about healing and miracles. Și abia învățam despre minuni și vindecări. About all these cool things God can do. Despre lucrurile astea nemaipomenite pe care Dumnezeu le poate face. And so I was when I heard that they were going to pray for me. Și atunci când am auzit că ei se vor ruga pentru mine. And they were going to share what God is saying are his plans for me. Și când ei vor împărtăși ceea ce Dumnezeu are în plan pentru mine. I was thinking,
oh, this is, I know what I want. Mă gândeam, oh, eu știu ce îmi doresc. I want to hear them say, God wants me to do miracles. Vreau să-i aud că spun că Dumnezeu vrea ca eu să fac minuni. Or that I'm called to be a prophet. Sau că eu am chemarea să fiu profet. Ooh, that sounds cool. Asta sună tare. I want some of these exciting things in my life. Vreau lucrurile astea extraordinare în viața mea. And so they're praying for me. Deci ei s-au rugat pentru mine. And every one of them heard the same thing. Și fiecare dintre ei a auzit același lucru. That God had called me to teach. Că Dumnezeu m-a chemat, are pentru mine chemarea să învăț pe alții. They said nothing about miracles. Nimic despre minuni. Nothing about healing. Nimic despre vindecări. Nothing about hearing God's voice. Nimic despre a auzi glasul lui Dumnezeu. Nothing exciting. Nimic extraordinar. Yeah, there was something in my heart knew that this was true. Ceva în inima mea îmi spunea că lucrul ăsta e adevărat. That I liked to teach and I was called to teach. Că îmi plăcea să învăț pe alții și că am această chemare. But something else in my heart said. Dar tot în inima mea ceva spunea. No! Nu! I just started believing all this stuff is real. Tocmai am început să cred că toate lucrurile astea extraordinare sunt adevărate. And now I don't even get to do any of it. Și acum nici măcar nu primesc chemarea să fac nimic dintre ele. I'm stuck just teaching. Eu trebuie să rămân blocat în a învăța pe alții, doar atât. That's so boring. Oh, asta e atât de plictisitor. No. No. And then it was my twin brother Jake's turn. Și apoi a fost rândul fratelui meu geamăn Jake. And in my heart I was thinking. Și în inima mea mă gândeam. Well, we're twins, so he'll probably get the same. Noi suntem gemeni, așa că probabil că și el va primi același cuvânt. So at least I won't be the only one with a boring destiny. Atunci măcar nu o să fiu singurul cu un destin așa plictisitor. But then they prayed for him. Apoi s-au rugat pentru el. And they all heard a similar, a very different thing. Și cu toții au auzit un lucru diferit față de ce au auzit la mine. You're called as a prophet to the nations. Chemarea ta este să faci profeții peste națiuni. You're going to go to places you've never even heard about. O să mergi în locuri unde de care nici n-ai auzit măcar. You're going to heal the sick. O să vindeci bolnavi. You're going to hear God's voice. O să auzi vocea lui Dumnezeu. You're going to see God do miracles. O să vezi pe Dumnezeu făcând minuni. And I was like, what? Și am zis, ce? Why did he get that? Cum de el primește asta? But I have since come to love my calling. Dar am ajuns să iubesc chemarea mea. I love teaching. Iubesc să învăț pe alții. I love being called to teach. Iubesc să această chemare de a învăța pe alții. And it does, and I have learned that it doesn't mean I don't get to do fun stuff. Și am descoperit că asta nu înseamnă că eu nu pot face lucruri interesante, entuziasmante. It doesn't mean I don't get to heal the sick. Asta nu înseamnă că eu nu pot să vindec bolnavi. It doesn't mean I don't get to hear God's voice. Nu înseamnă că eu nu pot să aud vocea lui Dumnezeu. It doesn't mean I don't get to prophesy. Nu înseamnă că eu nu voi profeți. It doesn't mean I don't get to do miracles. Nu înseamnă că eu nu să ajung să fac minuni. It just means that my heart is to teach. Asta înseamnă că inima mea este să învăț. Inima mea este dorința aceasta. So could you be a prophet? Deci, ai putea să fii și tu profet? The short answer. Răspunsul scurt. Is, yes, you could be. Este da, ai putea să fii. But you're probably not. Dar poate că nu. Most likely you're not. Cel mai probabil că nu ești. In the Bible we see three different levels when it comes to the gift of prophecy. În Biblie găsim trei niveluri diferite de a ajunge la profeție. There's the ability to prophecy, este prophesy. Abilitatea de a profeți, which we all have. Pe care o avem cu toții. If you're filled with the Holy Spirit, dacă ești umplut cu Duhul Sfânt, then you're able to hear a message from God. Atunci tu ai această capacitate de a auzi un mesaj de la Dumnezeu. And if you can hear a message from God, dacă tu poți auzi un mesaj de la Dumnezeu, you can tell it to someone else. Poți să spui și altcuiva. So you have the ability to prophesy. Deci tu ai această abilitate de a profeți. Most people in the body of Christ have this. Cei mai mulți oameni
din trupul lui Hristos au această abilitate. And it is available for everyone. Și este disponibilă pentru oricine. But then there's being gifted in prophecy. Apoi este să fii dotat cu acest dar al profeției. Where you have your talent is you're very talented at prophesying. Este ca și cum ai talentul de a profeți. Ești foarte talentat în a face asta. So certain people, deci anumiți oameni, they not only have the ability to prophesy, nu doar că au această abilitate de a profeți, but they hear from God more often, dar ei aud de la Dumnezeu mult mai des, and more accurately, și cu mai multă acuratețe. Hearing a prophetic word comes naturally for them. Pentru ei a auzi un cuvânt profetic este ceva natural, obișnuit. It doesn't even seem special. Nici măcar nu pare ceva deosebit, special. Like for me, I'm gifted in teaching. Ca și cum cazul meu, de exemplu, eu am darul de a învăța. And it doesn't seem special to me. Și a învăța pe alții nu mi se pare ceva special ce fac. It comes very naturally. E ceva foarte natural. If you have the gift of prophecy, dacă ai darul profeției, it means it comes naturally to you. Înseamnă că lucrul acesta va fi ceva natural, firesc pentru tine. And for some people like this, pentru unii oameni aflați în situația asta, they've been hearing God's voice their whole life. Ei au auzit vocea lui Dumnezeu întreaga viață. Even before they were a Christian. Chiar înainte de a fi creștin. And when you hear that some people don't hear his voice? Și când auzi despre oameni că ei nu aud vocea. And that some Christians have never even heard his voice. Lui Dumnezeu, unii creștini n-au auzit niciodată vocea lui Dumnezeu. To you it sounds very strange. Ție, ca și om care acest talent, ți se pare ciudat lucrul ăsta. Probably your gift, you have a gift of prophecy. Este probabil că ai darul profeției. Not just the ability. Nu doar abilitatea. And this, there are fewer people in the body of Christ who have this. Sunt mult mai puțini cei din trupul lui Hristos care au acest dar. It's not uncommon. Nu este neobișnuit. But it's also not very common. Dar nici foarte comun. And then finally the last level. Apoi ultimul nivel is the office of prophet. Este or the oficiul de profet. Where your calling is to be a prophet. În care chemarea ta este să fii profet. This is very rare. Asta este foarte rar. We don't see this a lot in the body of Christ. Nu întâlnim foarte des lucrul acesta în trupul lui Hristos. There are a lot of people who think they have this calling. Sunt mulți oameni care au impresia că au această chemare. But they really don't. Dar în realitate nu au. Most people have the ability. Cei mai mulți oameni au abilitatea. Some are talented or gifted in prophecy. Unii au talentul sau talentul acesta în profeție. But there are a small number of Christians, dar sunt câțiva, un mic număr de creștini, who are recognized by the church, care sunt recunoscuți de biserică, either a local church or many churches, fie de biserica locală sau de alte biserici. They're recognized as having a certain amount of authority. Ei sunt recunoscuți ca având o anume autoritate in leadership. În conducere. And it's never authority equal to the Bible. Și it's not authority equal to the Bible. Nu este o autoritate egală cu a Bibliei. But they have a certain amount of authority. Dar cu siguranță ei au o anumită autoritate. And they're recognized as having a certain amount of wisdom. Și ei sunt recunoscuți ca având o măsură de înțelepciune. And they're recognized as having prophecy, prophetic words. Și sunt recunoscuți ca având profeție, ca făcând profeții. That are accurate. Care sunt pline de acuratețe. And that are full of the presence of God. Și care sunt pline de prezența lui Dumnezeu, so, sunt de la Dumnezeu. When a person has not only the ability and the gift of prophecy, când o persoană nu are doar abilitatea sau darul profeției,
But when he is recognized as having an authority as a prophet, dar când această persoană este recunoscută ca având autoritate în profeție, then he has the calling of prophet. Atunci se poate spune că el are această chemare de a fi profet. Yeah, and there are, these are very few in the body of Christ. Aceste persoane sunt foarte puține în trupul lui Hristos. But there are many who have called themselves prophets. Sunt mulți care se numesc, auto-intitulează profeți. But there's no church that recognizes that. Dar biserica nu îi recunoaște ca fiind profeți. So this is there are three levels. Deci sunt aceste trei nivele. So could you be a prophet? Ai putea să fii profet? Probably not. Probabil că nu. Can you prophesy? Poți să profețești? Definitely yes. Cu siguranță da. If you are a believer, dacă ești credincios, if you are filled with God's Spirit, dacă ești umplut cu Duhul lui Dumnezeu, you can prophesy. Tu poți să profețești. I'm in 1 Corinthians chapter 14. În 1 Corinteni capitolul 14. Verse 31. Versetul 31. All of you can prophesy in turn. Toți dintre voi pot profeți pe rând. We usually concentrate on the last two words. Noi de obicei ne îndreptăm atenția spre ultimele două cuvinte. In turn. Pe rând. But did you notice the first word? Dar ați remarcat primul cuvânt? It says all of you can prophesy. Spune toți dintre voi. That means you can prophesy. Înseamnă că voi profeți. John 10:27. Ioan 10:27. My sheep hear my voice. Oile mele ascultă glasul meu. I know them. Eu le cunosc. And they follow me. Și ele mă urmează pe mine. If you are in Jesus's flock, dacă ești parte din turma lui Isus, then you can hear his voice. Atunci tu poți auzi vocea lui. If you're a Christian, dacă ești creștin, you can hear his voice. Tu poți auzi vocea lui. And if you can hear his voice, dacă tu poți auzi vocea lui, then you can share that message with someone else. Atunci tu poți să împărtășești mesajul pe care l-ai auzit și altcuiva. That means you can prophesy. Înseamnă că poți să profețești. In 1 Corinthians 14, în 1 Corinteni 14, verse 1, versetul 1, pursue love, urmăriți dragostea, and be full of zeal for spiritual gifts. Și fiți plini de râvnă după darurile duhovnicești. Especially for the gift of prophecy. În special după darul profeției. Why would God command us? De ce Dumnezeu ne-ar porunci? To desire zealously to prophesy. Să dorim cu râvnă darul profeției. If he didn't intend us to do it. Dacă el nu ar vrea ca noi să facem asta. He's a good father. El e un tată bun. And he doesn't. Hallelujah. He wants to love us, not torture us. Și el vrea să ne iubească, nu să ne tortureze. If he commands us to want to prophesy. Dacă el ne poruncește să ne dorim să profețim. That means he intends to fulfill that desire. Înseamnă că el are intenția să împlinească această dorință. So you can prophesy. Deci puteți profeți. In Acts chapter 2, verse 17. În Fapte capitolul 2, versetul 17. It says, in the last days, în ultimele zile din urmă, says the Lord, spune Domnul, I will pour out my spirit on all flesh. Voi turna Duhul meu peste orice făptură. Your sons and daughters will prophesy. Fiii și fiicele voastre vor profeți. Your young men will see visions. Tinerii voștri vor vedea viziuni. And your old men will dream dreams. Și bătrânii voștri vor visa visuri. So who is going to prophesy? Deci cine va profeți? Our sons and daughters. Fiii și fiicele noastre. This is a common Hebrew poetry form. Aceasta este o expresie poetică evrească. Where it just means everyone. Care se referă la toată lumea. So everyone will prophesy. Deci oricine va profeți. But this is only going to happen in the last days, dar right? Dar lucrul acesta se va întâmpla doar în zilele din urmă. So probably we won't see it. Deci probabil că noi nu vom vedea. No, wrong. Nu, greșit. Peter quotes this on the day of Pentecost. Petru citează aceste cuvinte în ziua de Pentecost, în ziua 50.000 a revărsării Duhului Sfânt. 2000 years ago. Acum 2000 de ani. So we for the last 2000 years. Deci pentru ultimii 2000 de ani. We have been living in the last days. Noi am trăit în aceste zile din urmă. We are in the last days. Noi trăim aceste zile din urmă. So God is pouring forth his spirit on all flesh. Deci Dumnezeu toarnă, revarsă Duhul Său cel Sfânt peste orice făptură. Your sons and daughters are prophesying.
fiice ale voastre vor profeți. Means everyone has the ability to prophesy. Înseamnă că fiecare are această abilitate de a profeți. If God is your father, dacă Dumnezeu e tatăl tău, you are his son or his daughter. Tu ești fiul sau fiica sa. And you can prophesy. Și poți profeți. If you're a believer, dacă ești un credincios, if you're filled with God's Spirit, dacă ești umplut cu Duhul lui Dumnezeu, then you can hear God's voice. Atunci tu poți auzi vocea lui Dumnezeu, and you can share it with others. Și poți să împărtășești altora. You're probably not called to be a prophet. Probabil că nu ai chemarea de a fi profet. You might not have a special gift of prophecy. Poate că nu ai darul profeție, un dar special de profeție. But you have the ability to prophesy. Dar tu ai această abilitate de a profeți. Number three. Numărul 3. What if I prophesy falsely? Ce se întâmplă dacă spun o profeție care nu e adevărată? We judge prophecies. Noi judecăm profețiile. We don't stone prophets. Nu dăm cu pietre în profeți. In the Old Testament, în Vechiul Testament, a man who prophesied falsely, un om care spunea o profeție falsă, he was called a false prophet. Era numit un profet fals. And he would be stoned. Și el ar fi fost omorât cu pietre. But in the New Testament, dar în Noul Testament, we're no longer called to stone the prophets. Noi nu mai trebuie să aruncăm cu pietre în profeți. We're called instead to judge prophecies. Noi suntem chemați, în schimb, să judecăm profețiile. And I am really glad we don't throw stones at false prophets. Și mă bucur că nu mai avem datoria asta de a arunca cu pietre în profeții falși. Otherwise, I would have been killed many times. Pentru că altfel eu aș fi fost ucis de multe ori. So we are called to judge prophets. Noi prophecies. Suntem chemați să judecăm profețiile. Not to stone prophets. Și nu să aruncăm cu pietre în profeți. 1 Corinthians chapter 14. 1 Corinteni capitolul 14. Verse 29. Versetul 29. Let two or three prophets speak. Să vorbească doi sau trei profeți. And the others should judge with attention what is said. Iar ceilalți să judece cu atenție ce este spus. In 1 Thessalonians chapter 5. În 1 Tesaloniceni capitolul 5. Verses 19 to 21. Versetele 19 la 21. Do not quench the spirit. Nu stingeți Duhul. Do not despise the prophecies. Nu disprețuiți profețiile. But examine all things. Ci cercetați toate lucrurile. And keep what is good. Și păstrați ce este bun. Many churches were hurt by immature prophets. Multe biserici au fost rănite de către profeți imaturi. And hurt by people prophesying unwisely. Și au fost rănite de către profeți care au profețit fără înțelepciune. Others were hurt because someone thought they heard God. Altele au fost rănite pentru că unii au crezut că l-au auzit pe Dumnezeu. But they were not hearing God's voice. Dar de fapt ei nu au auzit vocea lui Dumnezeu. And in reaction, many churches, și ca reacție multe biserici, they said we are stopping the we don't want any more prophecies here. Au spus noi nu mai vrem profeție aici. We are going to quench the spirit of God. Noi o să stingem Duhul lui Dumnezeu. Because we don't want to hurt any more people. Pentru că nu mai vrem să rănim oamenii. You know what this is like? Știi cum este asta? Cum vine asta? It's like giving a bath to your cute little baby. Este ca și cum ai face o baie bebelușului tău. And you wash him so gently. Și îl speri cu așa blândețe. And you clean behind his ears. Și îi cureți dosul urechilor. You wash his dirty hair. Îi speli părul murdar. And you get all the dirt off of his body. Și curățești toată murdăria de pe trupul lui. And he's so clean and nice looking. Și el este atât de curat și arată așa de bine. And then you look at the dirty the water in the bath. Te uiți la apa aia murdară din băiță. Oh, it's disgusting. Oh, get that dirty water out of here. Luați apa asta murdară de aici. So you pick up the tub and toss everything out. Și iei cădița și arunci totul afară. With the baby and all. Cu copilaș cu tot. We don't throw the baby out with the dirty water. Noi nu aruncăm copilașul împreună cu apa murdară. If you make a mistake when you prophesy, dacă faci o greșeală atunci când profețești, we don't stone you.
Noi nu vom arunca cu pietre în tine. We don't kick you out of the church. Nu te dăm afară din biserică. And we don't throw out the prophecy either. Și nu o să respingem nici profeția. Because it has some parts that are wrong. Doar pentru că are acolo câteva părți care sunt greșite. We want to search the through, look at the prophetic word. Noi o să examinăm cuvântul profetic. Judge it according to scripture. Îl judecăm conform scripturii. And according to common sense. Și în concordanță cu bunul simț. We prayerfully study it. Îl studiem rugându-ne în același timp. And then we keep the parts that are from God. Și vom păstra lucrurile care sunt de la Dumnezeu. We don't toss it all out. Nu aruncăm totul afară. And then we help you to learn how to hear God's voice better. Și apoi te vom ajuta să înțelegi cum să auzi vocea lui Dumnezeu mai bine. You know, any time when we work with the Holy Spirit, de fiecare dată când lucrăm cu Duhul Sfânt, it's a mixture of the Holy Spirit and man. Acolo, în lucrarea aceasta, este un amestec între Duhul Sfânt și partea omului. The Holy Spirit gives us His thoughts. Duhul Sfânt ne dă gândurile Lui. But we filter it through our small brains. Dar noi filtrăm aceste gânduri prin creierul nostru mic. When we have very limited experience. Și prin experiența noastră limitată. And very limited understanding. Și prin înțelegerea noastră puțină. And then we take the message God gave us. Și apoi luăm acest mesaj pe care ne-l dă Dumnezeu. And we speak it through our very limited vocabulary. Și îl rostim prin sita vocabularului nostru mărunt. This an infinite God. Acest Dumnezeu infinit. Working in a very finite with a very finite people. Lucrează prin oameni foarte limitați. Part of the process of maturing in God. O parte a procesului de maturizare în Dumnezeu. Is learning what is me and what is God. Este să înveți ce înseamnă Dumnezeu, cum este El. Because sometimes when you receive a word from God, pentru că uneori atunci când primești un cuvânt de la Dumnezeu, a part of your thought gets mixed in with it. O parte din gândurile tale sunt amestecate cu ceea ce auzi de la Dumnezeu. Part of maturing, o parte a maturității, is learning what's coming from God, what's coming from me. Este să discern ceea ce vine de la Dumnezeu de ceea ce vine de la tine. And I don't believe that God expects us to do everything perfect on day one. Și nu cred că Dumnezeu are de la noi așteptarea să facem totul perfect începând cu prima zi. I believe He has made us to mature. Cred că El ne-a făcut partea procesului de maturizare. To grow. Să creștem. You know, right now, for example, David is learning to speak. Spre exemplu, acum David învață să vorbească. And if it's when he tries to say the word mango. Și când el încearcă să spună cuvântul mingo. Mango. Oh, mango. He says wekonkun. Spune wekonkun. I don't get mad at him. Eu nu mă mâni pe el. And I don't say, hey, say it right. Și nici nu mă dau la el să zic, știi ce, ea vorbește corect. Yeah, I think it's cute. Cred că e drăguț. I'm glad he's trying. Mă bucur că el încearcă. And I think God looks at us the same. Și cred că și Dumnezeu ne vede pe noi astfel. If your heart is right, dacă inima ta e în regulă cu Dumnezeu, and you're being wise, și ești înțelept, and you're not trying to hurt people, și tu nu încerci să rănești pe alții, you're being humble, ești smerit, you're receiving correction, tu primești mustrare, and you're being willing to be taught. Și ai dorința de a fi învățat. I believe when you make a mistake, eu cred că atunci când faci o greșeală, then your good father, atunci tatăl tău cel bun, is ready to help you. Este gata să te ajute. If you get it wrong, dacă înțelegi greșit, just try it again. Încerci din nou. We want to when we're using this gift, când noi folosim acest dar, we want to recognize we can get it wrong. Noi trebuie să recunoaștem că ne putem înșela uneori. One thing I really dislike. Un lucru care chiar nu-mi place. Is when I go to visit a church. Este atunci când mă duc să vizitez o biserică. And some person stands up in the middle of the service. Și unele persoane se ridică în mijlocul serviciului. A prophet or prophetess. Un profet sau
profetă. And then he gives a prophetic word. Și ei spun un cuvânt profetic. That is irrelevant. Care este irelevant. It's generic. Este generic, așa, valabil pentru oricine. And he begins it all by saying. Și toți încep prin a spune. Thus says the Lord of Lords. Aceasta spune Domnul Domnilor. Yeah, I know some of those messages really come from the Holy Spirit. Cred că unele dintre aceste mesaje chiar vin de la Duhul Sfânt. But some of them just come from a person who wishes he was the pastor. Dar unele vin de la persoane care și-ar fi dorit să fie și ele păstori. But he doesn't want the responsibility. Dar nu vor să-și asume responsabilitatea. And some of these prophetic words. Și unele dintre aceste cuvinte profetice. Just come from their own flesh. Vin dintr-o dorință a lor firească. You know, I don't know whether or how many actually hear from God. Nu știu câți aud într-adevăr de la Dumnezeu. But I know that for some of them they'll stand in front of him. Dar știu că unii dintre ei vor sta înaintea lui. And then he's going to look at them and say. Și el îi va privi și va spune. You know all those things you said that I said? Știi toate acele lucruri despre care tu ai spus, pe care tu le-ai rostit și ai spus că vin de la mine? I didn't say any of those. Eu n-am spus nimic dintre toate acelea. Yeah. What I encourage people to do. Ce încurajez eu pe oameni să facă. Is to say, I think God might be saying. Este să spună, cred că Dumnezeu a spus lucrul acesta. Or even don't even mention God at all. Sau nici măcar să nu îl menționeze pe Dumnezeu. You can just say, I think. Să spună doar, eu cred. And if you share a message, și dacă împărtășești un mesaj, and it really comes from the Holy Spirit, și el vine cu adevărat de la Duhul Sfânt, you don't need to tell someone it comes from him. Tu nu trebuie să spui cuiva că vine de la Duhul Sfânt. He will know. Pentru că acea persoană va ști. So we're going to stop here because it's 12 o'clock. Ne vom opri aici. And next week we'll continue the topic of prophecy. Și vom continua săptămâna viitoare.